Domnule Ștefurac, aș vrea să discutăm și despre ceea ce se întâmplă pe plan intern. Odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, dar mai ales cu dispariția măsurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus, am văzut schimbări semnificative, aș putea să spun, în clasamentul partidelor. Dacă AUR era până acum pe locul 2 în clasamentul partidelor, acum AUR coboară spre locul 3, aproape de USR. Dumneavoastră știți mai bine cifrele. Cum arată acum clasamentul partidelor? Da, într-adevăr, PSD este principalul partid cotat pe locul 3 în intențiile de vot ale românilor. Este urmat de PNL, care a recuperat destul de mult după, haide să spunem, pierderile succesive de electorat înregistrate la finalul, de la mijlocul anului trecut până spre finalul anului trecut. Cumva stabilitatea sau stabilizarea politică a României a ajutat PNL, de asemenea clarificarea la nivelul conducerii prin alegerea lui Nicolae Ciucă, de asemenea a clarificat lucrurile, pentru că Nicolae Ciucă, de exemplu, în acest moment este un lider locomotivă. Practic, încrederea în premierul Ciucă este mai mare decât intenția de vot pentru Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, liberalii practic au ce au reușit ei, de la acel 15-16% să ajungă acum la 21-22%, a reușit să recupereze cumva propriul electorat, pentru că PNL e un partid, haide să spunem, în nivelul de bază, nucleul de bază, de aproximativ 20%. Sigur, în condiții, anumite condiții, el crește, se poate duce spre 30% fără probleme, dar nucleul de bază este acesta de 20%. PNL a scăzut sub acest nivel considerat cumva tipic, specific liberalilor, într-un context de criză extremă în care și votanții liberali n-au mai înțeles nici problemele cu Congresul, nici ruperea coaliției în plină pandemie. Pur și simplu a fost o dezamăgire atât de mare încât electorat liberal fidel a fugit. Nici nu s-a mutat în altă parte. Au rămas cumva nevotărâți, indeciși. Acum doar au revenit văzând o stabilizare atât la vârful conducerii partidului, cât și o stabilizare din punctul de vedere al guvernării. Lucruri absolut esențiale. Rămâne de văzut dacă eventuala performanță la guvernare va readuce PNL în zona 25, 26, 27 și poate și mai sus. Acest lucru nu putem ști. Ar fi o provocare majoră pentru partid, pentru acest partid, și rămâne are șanse să treacă chiar de PSD. În acest moment PSD se menține în top, un nivel de 33-34, poate 35%, în funcție de anumite momente chiar peste acest nivel, dar sigur, e un pic subiectivă această analiză, pentru că ține de agenda zilei, care întotdeauna influențează opinia publică la un moment. Dar dacă luăm un scor stabil așa pe termen lung, cam acolo e o diferență încă destul de mare între cele două partide. PSD nu s-a confruntat cu, să spunem, dificultăți în interne, cu conflicte interne majore. Are câțiva lideri care stau binișor la capitolul încredere, domnul Rafila, doamna Firea, chiar și domnul Ciolacu, care e foarte activ, să spunem, foarte prezent în spațiul public și a crescut în ultima perioadă în încredere. Da, în ceea ce privește AUR, într-adevăr, acest partid a scăzut în ultimii ani, în ultimele săptămâni, mă scuzați. După o perioadă de creștere continuă, AUR a scăzut în premieră sub pragul de 20% pe care îl pregătise, îl depășise și s-a menținut o perioadă de timp peste acest prag. În acest moment, mă rog, o medie, așa, sondajele din ultima perioadă îl plasează undeva 15, 16, 17%. În continuare, un bazin solid, sigur, pentru un partid care a obținut 9% la alegerile parlamentare, aproape dublu față de cât a obținut la alegerile parlamentare, dar evident într-o pierdere. Practic, AUR, de fapt, știrea principală, esențială în acest caz este că
după o perioadă de creștere continuă, s-a inversat acest trend pentru un partid care se află în opoziție. Acest lucru e un fenomen mai rar. Partidele din opoziție, ok, pot să stagneze sau cresc lent sau mai spectaculos, dar se întâmplă mai rar să scadă brusc și să se inverseze, să spunem, o tendință de creștere. Explicația, sigur, e legată de acuzațiile care au fost aduse acestui partid de către adversarii politici, de către mass media, cu privire la, mă rog, validarea sau favorizarea unor poziții ale Rusiei, și de aici cred că aceasta este explicația. O altă explicație este că acest partid nu a mai fost la fel de vizibil. Duceți-vă aminte cât de vizibil era în contextul pandemiei, de când a început războiul din Rusia. Exact. E foarte greu să mai genereze știri, să mai capteze atenția opiniei publice, și atunci, evident că, știți cum e, vocea pe care nu o auzi, fața pe care nu o vezi, ușor se uită. Plus, repet, practic, aceste acuzații mesaj, care în contextul clar. În care, gândiți-vă și vă dau o cifră proaspătă, încrederea în Rusia pentru măsurătoare pe care am efectuat-o săptămâna trecută a ajuns la 4%. Acum 3 săptămâni era la vreo 7%. Înainte de război era la vreo 17%. Da, în acest moment e la 4%. Restul, mai sunt vreo 3-4%, nu știu, nu răspund, este o neîncredere. Ori când ai acuzații aduse acestui partid de către adversarii politici, de către, eu știu, mass media, atunci evident că orice te leagă de Rusia începe să fie afectat. Exact. Interesantă și poziția USR, care am văzut începe să scadă. Din ce am văzut noi, USR este cumva cel mai stabilizat partid, la un 10%, e adevărat, dar a rămas acolo. Adică nici nu crește, nici nu scade, cel puțin în măsurătorile noastre, cumva e în bazinul tradițional al USR. USR s-a impus cumva în politica românească, un partid de 7-10, aproximativ 10%. Nu crește, e adevărat, poate că e și de vreme. Rămâne de văzut, sigur, după... Ei au avut și marea problemă că în opoziție fiind și-au ales un președinte de partid într-un congres altfel excepțional organizat comparativ cu ceea ce se întâmpla la PNL, cu vot al membrilor de partid, adică nu vin niște delegați pe care să alegi pe speciale, ne uităm exact. Unde pun ștampila, nu, foarte, un proces foarte democratic, domnul Cioloș a câștigat și atunci neașteptat în fața domnului Barna, și după câteva luni am văzut că l-au decapitat, să zic așa. L-au autodecapitat, putem să ne jucăm cuvintele. A fost așa o așteptare față de domnul Drulă. Deocamdată nu pare foarte vizibil, nici contextul, haide să spunem, internațional, politic nu l-ajută foarte mult. E greu să, dacă vă uitați pe monitorizările ultimilor 3 luni, veți constata că, evident, dar și astăzi, principalul subiect de dezbatere rămâne Rusia, Ucraina. În aceste subiecte contează cel mai mult poziția oficialilor, poziția oficialilor care au și o, haide să spunem, o aplicare naturală față de subiecte de securitate națională. Sigur, dincolo de președintele țării, care e normal prin natura funcției, domnul Ciucă, care a fost un militar în rezervă, general, în urmare, evident că are o aplicare mai specială și o credibilitate mai mare în a vorbi despre astfel de subiecte, și atunci opinia publică rezonează ca atare. Dar așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, opoziția pare a fi mai slabă față de opoziția pe care o știam noi până acum, partidele care făceau opoziție guvernării. Așa este, cumva. Vocea e mai blândă. Da, mai... Cumva, senzația mea e următoarea. Noi am avut alegeri în 2020, la finalul anului. A urmat un an confuz, PNL, guvern PNL, USR, multe conflicte, tensiuni, n-a durat foarte mult și apoi s-a reformat o mare coaliție, stânga-dreapta, cu 70% reprezentare în Parlament. Senzația mea este că ciclul de guvernare n-a început în ianuarie 2021, ci a început în ianuarie 2022.
anul 2021 și cu pandemie și cu aceste conflicte a rămas undeva suspendat și îl ascundem cumva. Ciclul de guvernare, dacă considerăm că începe din ianuarie 2022, sigur va dura 3 ani, asta înseamnă că la începutul unei guvernări, după alegeri, opoziția mai stagnează, că nu are de unde să... E firesc să se întâmple acest lucru. Rămâne de văzut și putem să reluăm această discuție poate poate la mijlocul anului 2023 mai degrabă, când va mai fi rămas un an și jumătate până la anul electoral 2024, alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare, locale, care vor cred că vor reseta cumva scena politică? Și vor defini cumva scena politică pentru următorul deceniu.